Dragii mei, un singur lucru îmi doresc. Să nu simt frustrări din partea voastră. Și știu că există nemulțumiri. Puteți să vorbiți dacă aveți ceva de spus acum. Da, putem să vorbim? Din păcate, am remarcat că una dintre echipele noastre favorite trișează în mod constant. La cine te referi, Jojo? La Ana Morodan și Adrian Teleșpan, mă refer. Nu, hai că de trișat n-am mai fost acuzați. Ni se spune, beți nuca de cocos, altfel nu primiți plicul. Noi vărsăm nuca de cocos. Dar nu e adevărat, Ana, mă, noi le-am băut. Eu am întors să văd dacă mai este apă. Adrian le-a băut. V-ați uitat dacă căzut ceva pe jos? Ana le-a băut pe amândouă. Hai, dă-o aici. S-a mâncat iaurtul. L-am salvat eu pe Teleșpan de data asta, no, că el m-a salvat pe mine cu iaurtul și am băut eu ambele nuci. Și ție ce place asta, că e un bun antibiotic, te trezici acum. Păi ce să faci figură? O nucă de cocos e albă în interior și la a doua nucă de cocos tot dădeam cu paiul și nu mai mi se părea că are denivelări. Și am întors-o un pic să văd dacă mai curge ceva. Noi nu punem măștile pe față, că avem fond de ten și ne rănim. În momentul în care văd și în mod evident și în mod repetat unele lucruri care mie nu mi se par ok în ordine, nu am cum să nu o spun. Uite, vezi că vine o camionetă, ceva. Văd. Haide. Stop, please. Pentru mine, în cap, strategia a fost foarte clară. Unul dintre noi trebuie să le poarte pe amândouă, ca celălalt să rămână cu fața umană, cum ar veni. Și, practic, am dat viață expresiei că ți-e cald cu dinții în gură. Noi trebuia să mergem cu un coș pe cap care nu trebuia atins. Dar nu l-am atins, coșul. Eu știu că țineam mâinile așa și am fost întors de două ori, Jojo. Ana l-a atins de cel puțin 10 ori și a fost penalizată. Nu e adevărat. Dacă vrei să spui că cineva l-a atins, a fost el că ținea mâinile așa. Ana, te-am văzut cu ochii mei cum l-ai atins. Mă, dar tu ai văzut că erau niște linii în care trebuia să mergi așa? Stop, go back. Ok. Teleșpan trebuie să învețe egalezarea pe tot de diametru sau cum îi zice, că la mate a rămas corigentă în că o probă de istoria artelor nu le-ar da sau de vioară. Deci pe ăla de diametru trebuie să stea toată sarea, nu într-o parte. Am preferat să țin mâinile în sus, pentru că mi se părea mai ușor să prind coșul așa dacă acesta mi-ar fi alunecat de pe cap. Adică e logic, decât să aduci mâinile așa să prinzi coșul, dacă ai mâinile în sus, îl prinzi oricum, mai ușor. Oricum judecătorul te-a văzut de câte ori ai atins coșul și te-a întors înapoi. M-a văzut și m-a întors. Și la proba cu sfoara, dacă ți-amintești corect, la proba cu sfoara care pe mine m-a rănit la mâini, voi nu ați făcut-o corect. Nu, eu am întrebat judecătorul dacă pot să-mi bag mâinile și să le car așa, fără să le înșir, și mi s-a spus pe că da. Mea? Tele? Da, baby. Trebuie cumva... Ah, taci că bag mâna până sub. Și am început să mândesc mâna în tot mormanul ăla. Nu știu cum am fost la foarte landala. Dar a reușit și ea. Uite, că până la urmă nu contează cum. Cum a făcut fiecare, da, că da. Aici nu era pe priceputelea, era pe contează făcutelea. Ce? O să mă infectez și o să fac dizenterie din cauza voastră. Doamne, ajută că plecăm acasă. Nu este vina mea că ei au ales sau nu au fost cu o secundă mai adaptabili încât să meargă să întrebe judecătorul dacă pot să facă task-ul și în alt fel și au ales să aibă o privire cu ochelari de cal. Dacă unii reușesc să păcălească sistemul și să se descurce și să fie totuși în regulile competiției, bravo lor, sunt deștepți. Pe tăbliță scria foarte clar, am citit-o cu gura. Uite, la cocoș n-a fost scris regula că trebuie să mâncăm de pe jos și am fost spus să mâncăm de pe jos. Am mâncat și eu de pe jos. Ok. Dacă un jurat te lasă mai moale și spune, e bine, treci, tu trebuie să știi dacă ai făcut un lucru în regulă sau dacă nu l-ai făcut în regulă. Ca să dormi bine cu tine seara când te duci la culcare. Nu credem că Morodan și Teleșpan trișează și dacă trișează, așa cum se spune, cred că o fac asumat. Pentru că, de exemplu, problema cu sfoara era clar o problemă asumată, în care Ana chiar nu a vrut să stea să-și împășoare sforile acelea și și-a asumat că va fi penalizată. Do whatever you want, but I'm not doing that. Apoi, până m-a penalizat 15 de ăsta, mai avea vreo 500 de metri de sfoară, oricum am stat după el încă 40. Dacă Morodan și Teleșpan ar fi venit cu sfoara la mine, așa cum era ea înfășurată, și ar fi fost una dintre primele echipe care participa la joc, atunci nu ar fi participat. Dar ei nu au ajuns pe primele două poziții, așa că nu am avut cu ce să-i penalizez. Nu cred că Morodan și Teleșpan sunt în stare să fure voit. Eu cred că repeziciunea lor, comoditatea, îi trimit în zona asta în care
mai pune o mână lângă aia. Bravo lor că știu să găsească acel punct fin prin care să se descurce așa de bine. Totul cred că începe de la faptul că ieri Anei i-au ieșit foarte bine tricoul. Poate nu știți, tatăl Anei a condus o secție de confecții într-o fabrică. Ana la asta se pricepe. A avut noroc cu această probă. Probabil că de asta a și câștigat imunitatea. La croitorie, la a-și croi drum, în această competiție se pricepe de minuni. O mare croitoreasă. Te felicit, Ana. Mersi. Această echipă este atât de puternică încât nu are nevoie de astfel de artificii ca să ajungă până în final. Sparta. Atât vă zic. Din acest moment, Sparta. Dacă vrea să fie o spartană sau o troiană sau ce vrea ea, cu tot dragul. Va fi Sparta în ce sens? Dacă femeia ținea în ea această greutate, această piatră de moară care e prezența noastră în această emisiune, e bine că și-a luat-o de pe suflet și sunt convins că de acum încolo o să ajungă prima la imunitate. Astăzi s-au dat măștile jos, apropo de măști. Jos, de tot. Poate ea și-a dat masca jos, pentru că până acum a fost fata aceasta de treabă și bună cu toată lumea și dintr-o dată o vezi așa? Noi vrem să mai stăm un pic până ni le dăm. Sunt foarte supărat, Jojo, și îi poate li se pare că sunt nedreptățiți și atitudinea acuzaților în niciun caz nu temperează spiritele. Gestul lui Jojo, nu-l înțeleg, să ia în brațe fiecare echipă, mai puțin noi. De aici am înțeles că are ceva și împotriva noastră. Poate că n-am luat cuvântul.